Salutare, oameni dragi! Astăzi fac un vlog despre terasă, despre cum am făcut terasa. Asta e un vis pe care l-am avut de foarte mult timp, de când căutam casă de acum câțiva ani. Tot am căutat o casă, asta era una din condiții, vreau să fie o casă fără terasă făcută, pentru că vreau să o fac eu așa cum îmi vine mie și super bucuros că am făcut-o. A durat mai mult de o săptămână, cred că, dar a ieșit super și îmi place foarte mult și abia aștept să vă arăt cum a ieșit. Deci am plecat de la asta și am ajuns la asta. Așa că, hai să vă arăt. Așa, m-am apucat frumos de rindeluit fiecare rindă și fiecare dulap, pentru că mi-am dat seama că e mult, mult mai ieftin să o cumperi nerindeluită și să o faci tu, dacă te pricepi, bineînțeles, decât să o cumperi gata rindeluită, probabil era de 2 sau de 3 ori mai scumpă. Așa că am cumpărat frumos o rindea la 200 de lei și freza o aveam deja, aia era vreo 300 și bam, m-am apucat treaba, a ieșit ca și cum mi-aș fi cumpărat. Aici m-am apucat frumos de la dat cu lac fiecare lucru în parte. Nu vă arăt totul pentru că durează o veșnicie, dar credeți-mă, l-am dat pe fiecare în parte. Deja aici era și fratele meu, ne-am apucat frumos, am dat găuri în placa de beton al casei și am prins 3 bare filetate cu ancoră chimică înăuntru. Am luat grinda de 6 metri, am găurit-o frumos exact la distanța dintre fiecare gaură ca să vină perfect acolo. Nu a venit chiar perfect, a trebuit să o forțăm un pic, dar a fost ok. Aici, în momentul ăsta, am ridicat grinda deasupra capului. Credeți-mă, nu e atât de ușor pe cât pare. Chiar au fost un pic de chinuială, dar nu mai contează. Până la urmă, a funcționat. Am luat frumos șuruburile și am strâns grinda de casă până am apropiat-o cât de mult s-a putut. Aici deja am prins primii 2 stâlpi ca să fim siguri că nu mai pleacă nicăieri grinda. Ulterior am mai pus eu încă 2 ca să aibă toată rezistența pe care poate să aibă. Aici am pus tot cei 4 stâlpi, am tăiat la dimensiuni, i-am pus frumos pe un poloboc pe toți. Și le-am bătut câte 2 scânduri ca să nu plece nici în dreapta, nici în stânga, nici în față, nici în spate. După care am pus grinda transversală aia de 6 metri peste ei și ne-am apucat să punem dulapii care o să vină susținerea acoperișului. Am fixat tot dulapii bine între ei ca să fiu sigur că nu pleacă nicăieri și m-am apucat să bat leațurile pe care o să vină tabla. După ce am bătut toate leațurile, m-am apucat de tablă. Aici a fost un pic de bătaie de cap pentru că terasa cu casa nu erau perfect în unghi și tabla trebuia un pic tăiată în unghiul casei și a fost un pic de bătaie de cap. Dar în fine, până la urmă a ieșit. Deja aici puneam becurile de bam, 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 ce rapid de băiatul. Și aici m-am apucat de leagăn, în sfârșit, leagănul ăla de care vroiam eu de ani de zile să-l fac și n-aveam nici să-l agăț, așa că bam! Aici am o saltea de o persoană, un 90 pe 90 cm și în jurul ei am făcut tot leagănul. Astea sunt jumătăți de dulap de 15 cm lățime, după care am prins 2 leațuri în laterala cadrului pentru a pune. Adică vedeți voi ce se întâmplă, nu trebuie să explic. Aici am pus frumos leațurile, bam, 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 la dimensiune egală, le-am prins pe toate ca să fie bine, ca să nu fie rău, după care trebuiau să fac picioarele și cadrul ăla frumos al leagănului. Așa că aveam 4 bucăți de grindă de 8x8, care era destul de pricăjit, murdar, năcăjit și toate alea, dar nu contează pentru că eu am rindea. Le-am luat colțurile ca să arate frumos și bam! Le-am prins frumos pe fiecare în parte, zit, 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 zit. Am luat încă o bucată de dulap ca suport transversal pe spate, cum ar veni. Arată ca un pat, efectiv, ce fac eu aici. Și, foarte important, aveam o bucată de galerie din lemn de la o perdea, de aia rotundă, un băz de la pe care agăsta draperia, nu mai trebuia, așa, perfect, o folosesc aici. Am tăiat-o în bucăți egale și iau ce frumos se vede. Bam, zici că e pătut de copilul ăla, extra. Am mai pus în laterale încă 2 bucăți din fiecare. Aici, după cum se poate vedea, poți fi un instalator foarte bun pentru că mi se vede mereu curul. Am fixat asta și cam asta era cadrul patului. Am luat leagănul care avea 1000 de kg și l-am agățat frumos în tavan. Așa. După care am luat frumos o cuvertură de la, de fapt nu zic de unde, pentru că ar trebui să ne plătească ca să ne facem reclamă și tara! Leagă nu ieși destul de bine, chiar îmi place cum ieși.
greșit. Cred că o să schimb totuși forme, că sunt un pic cam subțiri. Țin, cred că 150 de kg sau ceva, dar... Na, dacă am de gând să mă îngraș. O să-l dau cu lac, încă nu-i dat cu lac. O să mai dau o mână cu lac terasa, o să mai fac niște alte chestii după aia la terasă. Când și când și cum și de care, dar în principiu... Bombo ieșit, bravo! Cel mai mare meșter din lume, el! S-o pic comedie, dar primește în lume. Da. Păi, da. Deci dacă aveți spectacol de tâmplării și nu... Da, dacă aveți nevoie... Nu, sau dacă ai spectacol de tâmplării... Poți să mă chem pe mine, da. Demonstrații de cum să... Să faci chestii voastre de pe Pinterest sau... Bom! Deci aici o să-mi duc cafeaua, cu tot mai fi cald. Deci asta e.